Bine v-am regăsit la un nou clip pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt ce mi-am comandat de pe site-ul Aoro, site care mai nou lucrează sub o altă denumire, de Notino, și veți găsi link-urile către site în bara cu descrieri. Am primit de câteva zile comanda și abia așteptam să vă arăt și vouă ca să pot folosi produsele pentru că sunt foarte entuziasmată. De mult timp mi-a făcut cu ochiul acest parfum. Este un parfum invers. Este parfumul Yellow Diamond Intense de la Versace. Este o apă de parfum. Mi-a plăcut foarte mult și acest portfard, care s-a dovedit a fi un portofel. Mai degrabă, este foarte binevenit pentru că îl voi purta la vară. Așa arată cutia setului. Îmi place foarte mult. V-am pus poze cu ea și pe Instagram. Este foarte frumoasă. Înăuntrul cutiei am un parfum la 90 ml, este o apă de parfum, Yellow Diamond Intense. Îmi place foarte mult acest parfum. Îmi place și capacul, are niște detalii foarte, foarte frumoase. Eu am mai avut și varianta Cristal Noir și Bright Cristal. Tot în această casetă am și o loțiune de corp. Are un ambalaj foarte drăguț. Și de ce am fost cel mai încântat este acest portofel de la parfum. Îmi place foarte mult cum arată. Are scris și pe fermoar. Și înăuntru este foarte bine compartimentat. Are un suport pentru pixuri. Mai are aici pentru telefon. Îmi încape foarte bine telefonul. Compartimente pentru carduri, pentru permis, un alt compartiment aici, aici de asemenea cu fermoar și aici un alt compartiment. Și el vine prevăzut cu un lanț auriu, care se poate pune într-o parte și se poate purta ca borsetă. Îmi place foarte mult cum arată. Aș vrea să vă menționez un lucru referitor la parfumurile de pe site-ul Aoro, Notino. Eram foarte curioasă în urma speculațiilor care au fost pe YouTube cu privire la intensitatea parfumurilor de pe acest site. Înainte să primesc coletul, am fost la o parfumerie de lux din mall și am testat acest parfum direct pe pielea mea. Vreau să spun că a ținut pe piele în jur de 8 ore. Mirosea foarte intens, chiar și la finalul zilei, mi-a plăcut foarte mult și am fost foarte curioasă să testez și pe acesta când l-am primit. Și vreau să vă spun că nu este nicio diferență între acesta și cel din acea parfumerie. La fel de mult persistă și acesta, nu miroase deloc ca alcool, miroase foarte intens a esență de parfum, este o apă de parfum și nu o spun ca să vă conving, vă puteți convinge voi dacă vă dați o comandă. În concluzie, acest parfum este foarte bun, este original și mie îmi place foarte mult, sunt foarte mulțumită, persistă foarte bine și îmi place foarte, foarte mult. Trecem la următorul set, care este acesta. Vine într-o cutiuță foarte frumoasă de carton, un carton foarte tare și căutam de mult timp și am fost foarte încântată când am găsit acest produs în acest set. Căutam de foarte mult timp acest gel. Este un ser gel pentru volum de la Tigi. Coafeza mea am făcut ultima dată cu el și mi-a plăcut extraordinar de mult. Chiar voiam să mi-l cumpăr. Mi-a zis că este undeva la 65 de lei. Vai, deci nu vă imaginați. Nu vă imaginați cum miroase. Miroase exact cum miroase guma aceea, Huba Buba, de căpșun, de fructe, nu știu, miroase a zmeuri. Așa arată produsul, vine și cu o pompiță. Îmi place foarte mult, iar mirosul este senzațional. Vă mărturisesc sincer că nu am rezistat și l-am folosit odată. Pentru că... na. Am uitat să vă arăt cum vine setul. Așa. Ok, și un set. Mai avem așa. Un set de 3 Invisibubble. Sunt roz. Hei, am făcut o nouă obsesie pentru roz. Pur și simplu ador rozul. Mai am un șampon uscat de la Batiste. Acesta probabil că îl voi face cadou pentru că eu nu folosesc șampoane uscate. Am părul uscat și nu vreau să-l încarc și cu astfel de produse, deci cred că îl voi face cadou sau
Fiind în miniatură, îl voi păstra pentru concedii. Înăuntru mai am și o perie din aceasta gen Tangle Teaser de Sata. Voiam să o fac cadou inițial, numai că atunci când am văzut cât de cute este și micuță, m-am răzgândit. Îmi place foarte mult că este micuță, adică se poate ține în poșetă și are și acest capac și este cam așa. Simplă. Da, este foarte drăguță și compactă și abia aștept să o folosesc. Aceasta a fost comanda de pe site-ul aoro/notino. Sper că v-a plăcut ceea ce am luat eu, am comandat eu. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii dacă v-ați comandat și voi de pe site-ul lor și ce părere aveți de produsele pe care ei le comercializează. Da, aștept cu nerăbdare feedback-ul vostru, sper să fie unul pozitiv. Și noi ne revedem la următorul clip. V-am pupat! Pa, pa!